Bun găsit, dragi prieteni, și la mulți ani! Bine v-am regăsit la un nou episod din Sport Spirit Podcast. Începem anul cu un invitat foarte special, denumit pentru mult timp unul dintre cei mai de perspectivă jucători români de basket, de altfel el reușind foarte repede să-și confirme, cu aceeași viteză pe care o are și în teren. În acest moment poate fi considerat unul dintre jucătorii de bază a echipei naționale de seniori și un stâlp important al echipei de club la care activează de 2 ani CSO Voluntari. Originar din Baia Mare, unul dintre cei mai carismatici jucători din Liga Națională, cu un parcurs impresionant pe care abia aștept să mi-l povestească, îmi face mare plăcere să-l prezint pe invitatul meu de astăzi, Lucas Tohătan. Bine ai venit, Lucas! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult de invitație! Și eu mulțumesc că, că ai acceptat invitația mea la podcast. Ce faci? Cum ești? În primul rând, cu tot dragul! Mă bucur foarte tare că am venit aici și... Sunt bine, sunt bine. Fie Acum ne pregătim de meciul cu Sibiu și suntem toți pozitivi în legătură cu el Da, deci ai ai o perioadă importantă în față Da, 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 vine o perioadă foarte, nu stresantă, dar încărcată Avem deplasare la Sibiu, deplasare la Oradea, avem și meci în cupele europene și după, bineînțeles, cupa Hai lasă că o să vorbim un pic mai, mai târziu Ce despre mai bine. asta, ca să te destresezi un pic. Ce mai bine. Vreau să te iau așa cu începutul și vreau să ne povestești cum a început aventura ta cu, cu basketul. Cum, cum ai început? Să ne povestești un Uai, pic despre da. tine. Cred că a început prin clasa a doua, a treia. Uh, Mi-am spus mamei mele dintr-o dată că vreau să joc basket, dar super, super random. Dar de unde? Cum? Ai văzut undeva? Am văzut la televizor la un moment dat un documentar despre basket, despre basket, la începuturile lui, când erau 50 de jucători pe teren, și chestii de genul ăsta. Wow! Și cred că mi-a rămas în cap, dar eram super mic, 5-6 ani, adică și eram cu tata, ne uitam la televizor. Dar ai da? pe cineva în familie nimeni, care face sport? Nimeni. Tata a făcut fotbal, dar la nivel de junior, adică nimic a... Neapărat și nu te-a atras niciodată? Nu ai avut... Am făcut puțin fotbal la școală, dar nu era, dacă dau cu cu piciorul stâng în minge, îmi Deci picior, nu te luăm adică în echipă nu. dacă, nu, no, nu, no, nicio formă. fotbal, am înțeles, vine că ne-ai Așa, am mai făcut not, judo, dar scurtă perioadă de timp, nu... Și basket, ai văzut tu la televizor basket și da, te-a atras. Da, era High School Musical în care jucau basket băieții de acolo și... Corect. Na, și, și -am personajul găsit, principal era la Da Troy Bolton, nu. <laughs> <laughs> și uh, i-am zis mamei mele uh, iar prin clasa a treia a găsit uh, acest club de basket Beach Olimpic, care era un club mic adică <clears throat> na um, am mers, m-au băgat la, la grupa de începători și după două săptămâni am mers la echipa de avansați, iar de acolo parcursul... A, ac deci venit două de la... săptămâni ți-au luat, practic, ca să te-au văzut, ți-au te văzut păi, potențialul. într-o parte, <laughs> în alta Și de acolo cam venit de la sine, cu multă muncă și na, susținere din partea familiei, din partea antrenorului, prieteni. A contat mult că părinții te-au sprijinit să faci Da, foarte mult. Să și, faci sport? Acum, și acum sunt stâlpul meu de susținere, adică... Mai ai frați, surori? Da, mai am un frate mai mare care, culmea, este medic. Oh, wow! Stai puțin, că aici trebuie să ne oprim. Păi, ai simțit vreodată presiune din punctul ăsta de vedere? Că știi cum e, atunci când ai în familie pe cineva care e medic, e practic cea mai importantă mm -hmm. meserie. Nu a fost o presiune, dar tot timpul m-am uitat la el cu admirație. admirație. La, el, la el cu admirație, da. Că era foarte serios în ceea ce făcea și și-a dat seama că vrea să fie medic de la. 8 ani, adică o nebunie de genul ăsta. Și, și tu baschi de la 5. Da, nu, nu, e în clasa a aveam 9-10 ani, cam pe acolo. Ce tare! Da, și el nu și-a schimbat deloc uh, dorința de a fi medic, adică a rămas pe chirurgie de, de, la, de, când a început până acum. Ce frumos, deci ai o relație frumoasă cu, cu fratele tău. Mai nou, înainte eram un în război mare, te bătaia mânca de la el. <laughs> deci ești obișnuit. Da, da, da. Am înțeles. Așa, și ai continuat să, să faci basket la, la clubul din, din Baia Mare până la ce vârstă ai, ai stat în Baia Mare? Ce a fost super tare este că generația mea, 99-98, cu care am început basketul, am mers până în Divizia B. Și, de fapt, cu generația respectivă, cu încă câțiva jucători din afară, am promovat în Divizia A la Baia Mare. în... 2016-2017, cred. Wow, asta nici măcar nu știam că e Baia Mare a da, fost s-a desfințat, desfințat în mijlocul campionatului, prin februarie, și acolo, în două săptămâni, tot, tot nucleul? Uh, nucleul meu de prieteni ne-am zis, gata, plecăm. Și tu? Am ajuns la Timișoara, în două săptămâni, cu școală, cu tot... Au stat Cum a mei. fost trecerea asta pentru tine? Mai la început a fost puțin ciudat, adică primele trei zile au stat ai mei acolo cât să -mi... mă ajute să mă instalez. Să se că e băiatul da, bine. Să exact, să vorbească cu antrenorul că era Tudor Costescu pe atunci. Au, au. Așa și după au plecat și am rămas singur și eram mă, ce facem acum? Și cum ți-a fost așa prima impresie mai când ai plăcut. rămas singur? mi-a plăcut. Da? M-am obișnuit foarte repede să stau singur. Deci te-ai adaptat. Da. da ți-a da, da. plăcut la Timișoara? Măi, cumva, cred că eram și un pic prea mic ca să mă pot bucura de oraș, să știu să e, unde să e, să mă duc la restaurante și așa mai departe. Dar a fost o experiență foarte frumoasă și cred că m-a călit din Baia Mare și să mă duc dintr-o dată într-un oraș așa de... Adică mult mai populat. Da. da. Dar de ce crezi că ai avut nevoie ca să treci la nivelul următor, practic de la o echipă ca cea în care ai jucat în Baia Mare, la Timișoara, unde practic e, ai trecut, clar, la, la un alt uh, nivel? Am avut noroc pentru că prindeam multe minute la Baia Mare, fiind o echipă mai de final de clasament. Uh -huh. um, am avut oportunitatea să joc, să fac greșeli, să... Fiu pedepsit pentru greșeli. Ai fost? Am fost, destul. <laughs> <laughs> Și am avut, cum am zis, am avut norocul acesta să fac trecerea de la juniori, cumva mult mai treptat decât fac alți jucători trecerea la divizia, că de fapt acolo se pierd mulți jucători. Iar când am ajuns la Timișoara, deja puteam să fac față cât de cât la nivelul Câți ani de aveai la, când ai ajuns la Timișoara? 17 ani, nu, cu o lună înainte să fac 18 ani am ajuns la Timișoara. Okay. Deci ți-ai sărbătorit majoratul da, la, da, la Timișoara. A da, da, a fost un majorat da. senzațional. Da. Ți-l aduce aminte. Poate ne zici și Am nou. avut un tor cu echipa și mulțumim frumos. A, atât? Da, a da, dar că a fost ceva milorii, mai, no, no. mai impresionant. <laughs> Și cât ai cât ai stat la la Timișoara? Uh, un an jumate, da. Am stat uh, din februarie până la finalul sezonului și pe aia încă un an. Am înțeles. După perioada Timișoara în care te-ai călit, ca să zicem așa, în campionatul României, vine una dintre cele mai frumoase hmm. perioade, cred, pentru tine. Da, da. Uh, vreau să mi-spui cum a fost pentru tine toată experiența asta de la de la Sibiu, dar cumva din toate punctele de vedere a fost o experiență minunată, adică gândește-te că am plecat de la Timișoara care nu avea un fan base foarte mare și ajung prima săptămână la Sibiu, aveam 19 ani și mă duceam pe stradă spre antrenament și m-am oprit să-mi iau o cafea și stăteam la stop. Vine un om total random, mai în vârstă la mine, a, tu ești Lucas Tohătan, ne bucurăm că ai venit la noi la echipă. Ai eram... pistol cu apă pe lângă tine. Da, da, și eu mă bucur. Îți dai seama, a fost ca un șoc, adică... Da, într-un oraș ca și Sibiu, care devorează basketul, exact, exact. e știu. foarte greu să nu, să nu fii recunoscut. Și după aia când tremură sala, când strigă Asta am vrut să te întreb. Pe 2000 de Ce oameni? înseamnă pentru tine să joci cu, cu fanii, cu sala pur și simplu arhiplină? Mai eu îmi doresc pentru orice jucător de basket să ajungă să joace într-o atmosferă ca Măcar odată. Măcar odată. Adică e, e splendid. Și joci cu altă energie. Știi că ești apreciat, vii cu mai multă plăcere la antrenamente. Te împinge, Te împinge în, în momentul efectiv, da. jocului? Da, mult, mult. Acum e și reversul medalii. Uite că urmează să mergi la Sibiu săptămâna asta. Cum e să joci? pentru o altă echipă împotriva celor de la, de la Sibiu, că ai mai, ai mai jucat. mai te seama că nu e așa de plăcut să-ți 2000 de oameni. Dar te, te motivează, te... Da, dar totodată nu prea... Ești așa de concentrat în timpul meciului încât nu... Parcă nu te poți bucura exact nici... Exact, nu-ți nu dai seama. Și odată ce ai intrat pe bancă înapoi, atunci îți, îți dai, dai seama, seama și vezi un pic uh, imaginea de ansamblu, știi? Da, e, sunt unii dintre cei mai... Uh, Nebuni fani, ca să, ca să zic așa, ei și cei de la cuști. Păi cu știi ce se întâmplă? Majoritatea de acolo, de luni până vineri, lucrează într-una și vine meciul și toți își dau energia negativă afară acolo. Practic se descarcă. e și singurul loc în care pot face lucrul ăsta. Exact, exact. Nu au foarte multe are, dar e, e senzațional, sunt de acord cu tine, adică nu cred că e... E, e splendid. Ceva mai frumos. Mm. Cum, cum a fost pentru tine în, în cadrul echipei? Ai, ați avut un nucleu acolo destul de, de frumos, ați avut o chimie sau cum s-a construit totul între voi? Mai, în, primul, în primul an, cred că a fost și cel mai de succes an. Am avut o echipă senzațională, ne-am înțeles. Toți, cu toți. Adică, Când spui senzațională, te referi valoric sau pur și simplu la felul în care vă înțelegeați voi între voi? Și, și am avut și vă, valoare foarte bună. Aveam uh -huh. străini chiar buni care au jucat la nivel. L-am avut pe Randall Falker Fal 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 care a Le fost, fost MVP-ul Franței da, până la urmă. Adică, na. Și uh, ne-am înțeles toți foarte bine. Adică am reușit să mergem să ne jucăm Counter-Strike împreună 10 jucători din 12 asta la un... nu prea e greu așa la voi să vă strigeți, să vă jucați. cu străinii să-i convins să vină cu tine? Da, să oricum rând. e wow. Adică chiar... Și chiar fost... crezi că ăsta e unul dintre... e ce a contat și pe teren? A fost a. foarte important. Da. Și, și pe uh, cei bătrâni aveau grijă de ăștia mai tineri, a fost chiar ok. Iar în teren ne-am înțeles destul de bine, fiecare așa că am înțeles rolul. Și deci contează mult pentru tine vestiarul. Da. Dar cum... Da. Cum se formează vestiarul ăsta? Crezi că antrenorul are un rol important în ținerea vestiarului, ca să zic așa, între ghilimele? Mm, cred că până la un punct, iar de acolo cred că noi ca și jucători trebuie să rezonăm unii cu ceilalți, să ieșim în oraș, să ne simțim bine unii cu ceilalți și după aia, bineînțeles, pe teren să muncim și așa mai departe, că tragem toți la același scop, până la urmă. Practic, la a fost momentul în care tu ai explodat, ca să zic așa. Ai avut da, acolo, una da. dintre cele mai bune prestații de până atunci în cariera ta. Cum a, cât a contat pentru tine relația pe care ai avut-o cu antrenorul de atunci, cu Dan Fleșeriu? A fost. Mi-a dat multă încredere. Mi-a dat multă încredere. Am, ajuns, am fost acolo și eram pe teren cu, cu Pret și mi-a dat o pasă și n-am aruncat, că era un om la chiar destul de aproape de și m-a certat că n-am aruncat. n a aruncat seama. de frică sau din respect nu, că... Nu, mi s-a părut mie momentul potrivit, da, și a venit și a zis bă, bă du-te aruncă, ce -i? Da, și de acolo toată lumea m-a împins să am încredere în mine și Dan Fleșor a fost un antrenor foarte important pentru mine, care mi-a dat multă, multă încredere. Ți-a creionat oarecum păi, -a. parcursul ăsta pentru al tău? Pentru următorii în... trei, trei ani jumate cu el am fost el m-a antrenat, după care a fost spaniolul care și el a fost un om extraordinar și este un om extraordinar în continuare. Deci ai avut noroc de antrenori buni care da. au avut încredere în tine. Da, da, da. Dar odată cu încrederea asta a venit și presiune pe umerii tăi? Ai simțit m cel puțin? Oarecum, dacă cred că presiunea este bună într-un anumit nivel, pentru că te face și să muncești mai mult și și să fii cumva humble pentru ce Că ți se dă ocazia. Exact, și pentru cât ai muncit și... Da. Nu am înțeles. Uh, știu că voi ați reușit atunci să luați primul trofeu cam după 20 de ani, nu? Da, la... a, fost, a fost o nebunie întreagă în Sibiu atunci, <laughs> după ce am luat... Ne puțin cum a fost... Uh... Am luat cup atunci, eu fost o sărbătoare în tot Sibiu, ne-au ne așteptat fanii când am ajuns. Era ca ajuns. și cum era echipa națională de fotbal da, 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 pe da, vremuri, da, da, nu? Da, 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 și după aia chiar și când am jucat finala, chiar dacă am pierdut tot toată lumea a fost super încântată de același sezon. Deci ai profitat la maxim, practic, de, da. de toată perioada. A, a fost și cel mai bun an la Sibiu, cred că. Da, cam așa... Ai avut perioada asta senzațională la Sibiu. Sunt curioasă ce te-a făcut să, să schimbi oarecum acazul și să te duci către CSO voluntari, tranziția asta. Măi, am vrut să ies un pic din, din zona de confort. Adică știam că pot să rămân la Sibiu, să fie totul bine, miere, totul, tot, punei și așa mai departe, știi? Dar uh, am vrut un pic să cresc, să trec la un următorul nivel, să-mi fie, să fie mai greu, știi? Mi se pare fascinant că nu multă lume ar fi făcut asta în locul tău, adică cu un loc atât de călduț, ca să zic așa, totul cu ochii ațintiți pe tine, lumina reflectoarelor tot pe tine, tu ai vrut să crești. Ceea ce mi se pare, mi se pare un lucru foarte important. În... Păi, ideea e să, cumva, să evoluezi de la o zi la alta, cât de puțin se cine poate. Cine te te-a învățat măcar... pe tine să faci lucrurile astea? Sau cine ți-a insuflat? Cred că, cred că antrenorul de la Baia Mare. Da? Basian, da. da că deci -a, el a fost -a mentorul pins... tău, practic. Da, păi el ne-a crescut. Toată generația mea, el, de la Mini basket, el ne-a fost antrenor. Da, e Ne-a împins e groaznic, important. groaznic de mult și ne-a ne învățat cum să... Ne-a învățat, de fapt, să ai mentalitatea de câștigător și să... să știi cum să muncești în plus. Da, Cineva că, trebuie să te învețe treaba asta. Practic, tu nu aveai de unde să știi ce o, ce te așteaptă în momentul în care tu pleci dintr-un loc ideal, ca să zic așa, cum era, Oricum, cum era Sibiu. Uh, Trecerea a fost grea. Asta, vreau, asta urma să te adică întreb. Cum a fost trecerea primele asta? Primele 3-4 luni în București, nu știam. Nu de știam la ce se liniște, liniște, la frumos. Toată lumea se comporta ok cu tine să vii în jungla din București. Și Chiar Buc a fost păi, greu. ce ți s-a întâmplat ceva în București? Măi, Dică nu s-a întâmplat. De <laughs> nu, 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 s-a întâmplat nimic rău. Uh, dar problema a fost că consumul de energie e mult mai mare. Adică aveam antrenamente normale și ajungeam seara mort, epuizat. Era doar din cauza faptului că erau antrenamentele mai grele sau erau și alți factori Cred externi era, care contribuiau? Cred că erau factori externi, antrenamentele nu erau dezastroase, știi? Am, am făcut antrenamente mult mai grele, doar trebuia să-ți gestionezi energia total diferit. Deci e, Bucureștiul te-a amețit pur și simplu? M-a amețit, amețit, Primele trei luni am zis, am fost super. Și după aia, de prin ianuarie, ușor, ușor, am început să... Uh, Ce te-a ajutat să faci, să te adaptezi? oarecum la, la București, la mm. noua echipă, la jucătorii și bănuiesc că la nouul tău rol. Da, a fost și un rol diferit. Eram un pic mai un, un role player să zic, mai eram chiar în, în față. Uh, dar odată și odată a fost timpul care -a reu am, am reușit în timp să mă adaptez. Mm -hmm. A fost și colegul meu de echipă Roli care îl știam de la Sibiu și am fost doi ani cu el acolo. M-a ajutat, să -a treci ajutat prin, și mi-a explicat anumite lucruri. După am avut noroc și că am cunoscut-o pe Irina și a fost chiar și este o relație super ok, și cumva m-a liniștit. Deci, contează și partea asta personală să, să fie liniștită ca să poți să. Mult, mult, mai, mai ales aici în București. Mi se pare că e foarte important. E să, periculos să, nu. Da, mi se pare că e important să știi să ajungi acasă și să fie ceva liniștitor acolo. Da, uite, vezi, dar asta contează și aici, contează și mindset-ul tău și ce-ți dorești pentru tine. Și atunci cred că asta te ajută foarte tare. Spune-mi, te rog, cum a fost adaptarea cu noi colegi și cu nou antrenor? Ai dat de un antrenor, cel pe care l ai și acum la, la CSO Voluntari. Cum a fost pentru tine relația cu Einars Bagaschis față de cea pe care ai avut-o cu Dan Fleșeriu, care probabil, cred că a fost mult mai uh, apropiată sau ai, probabil ai primit mult mai multă încredere în partea cealaltă? Uh, a fost o relație super diferită, mult mai profesională, să spun, dar... Uh... Nu, a fost un area și nu este un area. Adică îmi place să joc pentru el, mi se pare că e un antrenor bun. Ce ai învățat de la el? Uh, să nu gândesc așa mult în teren. Adică tot timpul spune don't think too much. Uh -huh. Joacă după feeling și cred că, cred că m-a ajutat asta mult. Chiar este un, un adevărat profesionist și se vede că a jucat la, la nivel înalt. Ți-a fost greu. Ce a să, antrenat la nivelul, scuzăm. a fost greu să nu mai fii tu în rolul principal, ca să zic așa pe teren. Cum ai înghițit, ca să zic așa, transformarea asta de rol? Măi, ideea e că tu ca jucător profesionist trebuie să faci ce zice antrenorul sau ce vrea antrenorul de da, la tine. Dar cum ai acceptat o tu cumva în interiorul tău? Mm. Cum ai metabolizat o, ca să zic așa? Um, Sau încă ți e mh. greu? Nu, 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 că m-am obișnuit total cu rolul meu de aici și cred că din ce mi s-a oferit am obținut ce a fost mai bun până mm -hmm. acum. Dar cred că. A fost vorba de început, doar acolo, uh -huh. primele, cum ți-am spus, primele trei luni, a fost și rolul, a fost și schimbarea, acolo am fost puțin... A fost o schimbare uh, exact, totală. Exact, M-a ajutat foarte mult și uh, faptul că mă duc la psiholog. Zi, uh, wow, asta era o întrebare pe care urma să-ți o pun, dar da, uite... Da, 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 uh, Mă duc constant, mi luat în spun, înainte. Uh, și m-a ajutat foarte mult. Și cred că ar fi important ca fiecare sportiv sau chiar fiecare persoană să meargă la psiholog. Deci e un, o investiție personală în tine care merită 100%. Merită 100% și cei care se uită la podcast sper să mă asculte și să meargă și ei. Eu cred că adică părerea mea e că toți tinerii sportivi care își doresc să fie, să devină basketbaliști buni de performanță, ar putea să se uite la modelul tău, pentru că e unul sănătos, de așa da, de o creștere, o creștere. Bă, Graduală, ca să zic așa. N-au luat totul de-a gata, au muncit. Și aici urma să te întreb: știu că un alt fel de investiție pe care l-ai făcut în tine e acela de a te duce la campuri internaționale pe timpul verii. Știu că ai fost și în Spania. Spunem, ce te-a făcut pe tine să alegi să te, să te duci acolo, ce ai învățat și de ce crezi că e necesar? Tot timpul am crezut încă din juniorat. Cred că tot datorită lui Sebi să-i spun așa. În vară tu ca jucător, ai oportunitatea să progresești cel mai mult. Eți de timpul tău liber, poți să lucrezi la schirurile tale individuale. Păi, da, da, mulți ar spune aici că păi, în vara eu pot să mă duc să mă distrez, pot să mă duc cu părinții, pot să mă joc, da, pot să fac orice e super altceva. ok, du-te, fă și asta. Și eu m-am dus și m-am dus în Cipru și m-am distrat și e perfect normal să faci treburile astea, că ai nevoie de un. de relaxare. De relaxare, de un detox de la basket sau de la sportul pe care mm -hmm. îl faci. Ideea e să fie totuși un echilibru, să nu stai trei luni de zile și te uiți la soare. Că poți să vină sezonul și. Nu o să. Dar da, uite că pentru unii uh, poate n-au făcut neapărat ce ai făcut în timpul sezonului, dar a fost regula asta cu românii care i-a ajutat și au reușit să găsească totuși un, uh, un contract sau. Asta zic, pu din punctul meu de vedere, tu ești un uh, exemplu sănătos de așa, da, știi, pentru mulțumesc cine se uită mult. la tine. Îți mulțumesc foarte mult și. Da, a fost regula asta. Poate mulți jucători n-au avut șansa mea să treacă sau să, să aibă pe cineva care să-i să învețe mentalitatea sau drumul corect. Da, cu siguranță. Pentru că mentalitatea trebuie să o și vezi la cineva sau să o înveți de la cineva. Și cu siguranță nu ești nebun pentru că ai fost la psiholog, nu? Asta cu siguranță, e, cu e siguranță. important de, Minun, de tot subliniat. Tot suntem nebuni un pic, așa că nu e nicio problemă, <laughs> da, da. dar ajută mult să mergi. Care ajut. Iar uh, treaba cu, cu vara, uh, ideea e să fie oarecum un echilibru. Da, te-ai dus, te-ai relaxat, ți ai făcut. Dar toate cum mai re... aflat, cum ai știut de bă, campurile astea sau povestește-ne mai, mai în detaliu? Uh, eu am o relație foarte, foarte bună cu antrenorul spaniol care a fost la Sibiu, cu Miguel. Okay, deci Iar de el mi-a zis, uh, eu l-am întrebat deja de prin decembrie sau ianuarie mai Eu aș vrea să. Mă... Eu am început antrenamentele cu el, ca el, el fiind secund. Uh -huh. Și mă antrenam mult individual cu el după antrenamente. Începeam deci, antrenamentul multe antrenamente la... de individualizare. Da, începeam antrenamentul cu flesul la 6 seara, terminam la 8 și steam până la 9-9 jumate 9 cu el, știi? Da, era o, efectiv o plăcere să lucrez cu el. Era altceva. Și eu, în ianuarie, am zis, mai uite. Aș vrea să mă duc să mă pregătesc undeva în vară. Hai să facem, să rezolvăm cumva. Și a fost super pozitiv la ce am zis și a zis: "Da, hai că rezolvăm. Vii acolo la, la mine în Spania și lucrăm." Și adică așa ai avut da, da, legă... da, 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 da. legătura. Și acolo a fost și un camp. M-am dus cu două săptămâni înainte de camp să lucrez eu cu el și cu încă doi-trei jucători. A fost super super worth it toată experiența, iar după aia a fost campul de o săptămână în care am cunoscut oameni faini de la agenți, la preparatori fizici, la kinetoterapeutul de la Basconia, de la prima echipă de la care iar am învățat multe și mi-a zis că bă, orice pro problemă ai scriem, rezolvăm. Au fost oameni super faini și super profesioniști. Deci, practic, ți-ai construit și niște relații exact, exact, pe lângă exact, exact. skill la care mm -hmm. ai lucrat. De exemplu, la motelul unde am stat, patronii de acolo, ei vara mergeau și tot donațiile pe care le adunau în timpul anului mergeau în Africa și donau la copii din Africa. Adică, e super tare. Dar, practic, tot campul ăsta, practic, tu ți l-ai plătit singur. Da, 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 da. Deci asta trebuie specificat. Da, 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 tot a fost pe cheltuiala mea drumul până acolo, cazarea și campul. Dar practic e tot o piatră de temelie pusă la fundația ta, ca Ei, și... Da, nu poți să ai așteptări să ai um, rezultate fără să investești în Eu doar vreau să subliniez <laughs> încă o dată, tot așa, pentru, pentru cine se uită și... Um, pentru cine își dorește să, să crească sub, sub forma asta, atât de frumos. Um, mai aveai timp liber și pentru tine? Adică, cum reușeai să. Asta a fost problema mea, cred că cea mai mare, cu timpul liber. Adică, ai foarte puțin. Mai ales dacă ești angrenat și la loturile naționale, este destul de, de stresant câteodată. Tot timpul încerci. Să afli programul de înainte. Nu-l știi spui, niciodată? Nu-l nu știi niciodată, bineînțeles. Încerci cât de cât să ai 3, 4, 5 zile, o săptămână, să te duci repede undeva o Eu sau cred să că dacă ai o săptămână e Ești deja senzațional. mult. senzațional, <laughs> adică... <laughs> no. Și uh, acum că ai adus... Mi-o iei înainte de fiecare dată. Eu vreau <laughs> să te întreb ceva și tu pac, îmi Am tras în... <laughs> <cu> ochiul, am tras <laughs> cu ochiul. <că laughs> ai <e tut> <laughs> La ce vârstă ai fost convocat prima oară la, la echipa națională și ce înseamnă pentru tine echipa națională? La seniori sau... La seniori, la seniori. Hmm, cred că prima dată când am fost convocat eram la Timișoara, ah, cred. Deci destul de... 17 de sau 18 ani am avut și m-a convocat... Uh, Cine era antrenor atunci? Uh, Marcel Center. M-a convocat la cheile grădiștei. Și am mers acolo doar două săptămâni, din păcate, pentru că după a trebuit să mă rentor la lotul meu de juniori. A, jucai și și? Da, a fost o vară spectaculoasă, dintr-o parte în alta am fost atunci. Dar ți a plăcut, bănuiesc. Păi da, îți dai seama, am fost 17 ani, eram cu băieții mari acolo, cum să nu... Cum să care nu era erau băieții mari pe care, nu știu, probabil îi știai, îi vedeai la televizor sau ți-ai fi dorit să fii cu vreunul era dintre ei? Toată garda veche, și care mai e. era și Titus pe atunci, era... Deci, acum mai era, și cu el. Da, exact, era că Calotă, care m-a ajutat mult la Timișoara, uh, era Blidaru, adică erau da, oameni care deja aveau și o cum experiență Ai fost primit? În, cum ai fost primit în... chiar bine, surprinzător, da? chiar bine. Oh, nu Caterin, că miștouri cate, și așa mai departe. Cum ai zis mai devreme, că vrăjeala e... <laughs> e nativă tot. <laughs> e nativă. Da. <laughs> Deci uh, eu la ea acasă. Da, da, dar am fost primit chiar, chiar bine. Bine, eram și serios, adică nu Nici nu, erai nu comentam. Exact, nu comentam Urea. Da, dacă și ai fi bine. comentat, era vreunul care comenta și ar fi da, care ar fi fost peste două peste cap și na, aia era, știi? Dar ideea e să nu te pui rău cu ea mai un De Deci știai către Fai, cine nu trebuie să te, să te... Să te organizezi Aveai grijă, acolo. știi? Cine, cine ți-a spus Băi, ai grijă acolo, nu fă aia nu? Fă. Sau pur și simplu a fost uh, instinctul tău Care te-a condus de fiecare dată De acolo, ți -am zis, mult m-a ajutat calul tău, Care eram și colegul la, ea, la echipa de club Dar Cred că când am fost convocat prima dată Încă nu eram la, cu el, cu echipa. Cred că încă uh -huh. eram la Baia Mare Dar nu sunt sigur A, a trecut ceva a, timp ai, ai o vârstă <laughs> da. <laughs> Și el m-a ajutat mult și mi-a explicat cam cum stau lucrurile, și mi-a mai dat sfaturi, și așa mai departe. T-ai avut idoli? Cineva care să te inspire sau care, la care să te uiți cu, cu apreciere, de la care ai fi vrut să furi? În România? Ori în România, ori nu știu, să fie uh, un am, idol. Am încercat să fur de la fiecare jucător câte ceva. Adică, cred că fiecare te poate, dacă ești atent, poți să furi măcar o chestie bună sau mai puțin bună, care să știi să nu faci, știi? Și nu știu, e cineva care poate nu e de la noi din țară, la care te Eu, de exemplu, am urmărit foarte mult pe Dwayne Wade din NBA. Foarte mult. Adică el a fost primul jucător pe care l-am urmărit când eram mic. Iar de acolo s-a dezvoltat lista. Derrick Rose, Chris Paul și așa mai departe, dar mai mult în NBA. Fiind copil, unde te uiți? Da, așa e corect. Că nu era da, și atunci din, cu Euroliga din liga, Cred că din liga noastră cel mai dificil om la care m-am apărat Cred că a fost uh, Runca de la de la a, Steaua Da, un shooter, un sniper A fost dezastros că m-am apărat <gânti> la aia. Plecai plângând acasă? <gânti> <gânti> nu chiar, dar Aproape durea, înspeam. oricum Simțeai, nu? Da, când Da, eșeai. da, da, simțeai Când te duceai la vestiar Da, da, da. către asta cred că tindem toți Trebuie cum e, să Contează cum îl faci pe celălalt să, te, să se simtă. Mi se pare că trebuie meciului. să ai un punct de reper. Să știi cam unde vrei să ajungi. Adică să știi către, către ce Exact, exact întotdeauna. Exact. Să ne întoarcem un pic la echipa națională. Este... Încă mai este o mândrie pentru, pentru tinerii din ziua de astăzi, pentru voi jucătorii să reprezentați România? Păi trebuie să fie. Până la urmă e țara ta. și Cumva este rezultatul mun muncii tale. Pentru că odată ajungi acolo, înseamnă că ești printre cei mai buni. Și. Deci plus. E că ceva este, ceva acolo. Bineînțeles, și este și. sau poate fi o rampă de lansare, că ieși din țara ta. Înainte era mai mult. Acum. Nu știu, echipele de, de club, uite, de exemplu, tu, jucând la aceste voluntari, ai avut uh, campaniile astea de cupele europene, de-ai jucat în FIBA, Europe Cup, dacă nu mă înșel, sau uh, și NBL acum. Uh, deci, poți să fi văzut, ai șansa de a fi da, văzut. Acum, acum deja, basketul în România, cel puțin în ultimii șase, șapte ani, mie mi se pare că s-a dezvoltat destul de mult și destul de bine. Și ai oportunitatea și prin alte metode să fi văzut. Mai sunt mult și agenți. mai mult decât mai... Exact, înainte. Exact, este și social media care te ajută foarte mult. Da, înainte nu. Trebuia Dar să trimiți highlights, exact. casetă. <laughs> exact. Tu nu știu dacă ai prins cu casetă. Am prins și casete și tot. tot, da? tot. da? Da, da, da. Ai, trimis vreodată, ai vrut să joci în, în străinătate? Ai trimis vreodată undeva? Uh, tot timpul golul o să fie să joc în străinătate. Doar că acum hai să o luăm așa, ajung la o echipă, joacă cupele europene, am un rol important, este o echipă serioasă. Pentru tine e ceea ce trebuie. Exact, exact. Dar asta La dorești. un moment dat, bineînțeles, aș vrea să ajung să joc și în afară. Care e visul tău cel mai mare legat de, de basket, dar și personal, așa? Uh... Tot timpul, golul meu în legătură, în legătură cu basketul a fost să ajung să joc basket la cel mai înalt nivel posibil de care eu sunt capabil. Și care crezi că e cel mai înalt nivel de care tu ești capabil? Eu cred că, în momentul acesta, un nivel bun în Europa chestia de NBA și așa mai departe a cam apus. O, adică oricum, acum aveți e... că mie, cel puțin basketul în Europa mi se pare mai frumos decât la din NBA, da, adică acum în... ca și basket. Da. Dar, na, eu nu NBA acum este mai mult un business și cred că ușor, ușor uh, și basketul în Europa în asta o să se transforme. Hai să întreb altfel. De la ce echipă ți-ai dorit să primești o propunere? În Europa? În Europa, da. Oricare. Oricare, păi, oricât e, de sefe ar fi. O... Da, hai să facem un exercițiu, hai să emitem în univers. Da, să, să transmitem în un, un, un univers. Cred da. că cel mai tare mi-ar plăcea Real Madrid. Real Madrid. Da, da, cred că... Până la urmă, Real Madrid este un etalon în basketul european. Când te uiți la basket european, când te cam uiți la Real Madrid. Da, și jucătorii. Și jucători, și ritmul în care... care joacă, și stilul în care joacă, mi se pare că sunt... Deci camp... e ce ți se potrivește. Da. Păi nah, hai să vedem cât ne ia. Oh, da, doamne ajută. <laughs> doamne ajută. Aoleu. Trebuie să lucrăm un pic. Ai zis că lucrez la toate lucrurile astea, trebuie să lucrezi și cu capul acum. Bineînțeles. Deci Real Madrid, Madrid, da? Prima oară mergem în vacanță Totul. în Spania, da? Am fost, este minunat. Asta vreau să te întreb. Ce face Lucas în puținul timp liber pe care îl are? De zi cu zi? De zi cu zi și în vacanțe, ce, ce aduce ție fericire? ce îți place să faci? Uite, de exemplu, am avut trei zile libere acum în decembrie mult. Senzațional. Uh, am fost la bunici în Germania. Ah. Am reușit să, au reușit și ai mei să meargă, să meargă acolo și au fost 3-4 zile de relax total, liniște. Am fost, cum să spun, deci într Deci tot către liniște tragi. Da, 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 da. da. Păi, na, aici, sau cel puțin la basket, tot timpul ești pe fugă, trebuie să fii atent. Și acolo îmi place să stau liniștit, să mă bucur de o cafea, sau picior peste picior, știi? <laughs> și cum reușești să te înțelegi cu prietena ta care e din București? Ei bănesc că îi place agitația. Măi, spre surprinderea mea... și sau este, este, Este chiar destul de liniștită și și ei îi place să stea seara să, sau Băi, să ne jucăm și... jocuri de societate sau așa mai departe. Deci asta e ce te relaxează pe tine și ce îți da, da, aduce da, da. fericire. Da. Mai îmi place și să ies în oraș, doar că este consumul foarte mare în energie. Și, de exemplu, dacă ies și pierd o noapte, îmi trebuie două, trei zile să îmi revin și să fiu la capacitate bună la antrenament. Și în momentul de față nu cred că merită atât de tare. Da, deci e tot de, de mindset. Exact, exact. Îți place să călătorești? Mult. Chiar îmi place mult și acum vara asta, cred că e primăvară după mult timp în care nu am luat național. Și acum încerc să mă organizez oh, cu Acum o să ai prea mult timp liber Ce o să faci cu atât timp liber? primul rând vreau să mă duc într-o vacanță mai, mai specială Chiar vorbeam cu fratele meu să, mă organize, să ne organizăm împreună Să mergem, cred că, cred că prin Indonezia Oh, wow! Dacă noi sportivii nu prea avem timp exact. să mergem Exact, în și ar fi alte. momentul perfect să mi iau două săptămâni din vara mea și să mă duc undeva să, să mă relaxez, să vizitez, să, Chiar să fiu activ, dar nu prin basket. Ce frumos! Așteptăm pozele. Ne uităm, te urmărim. Am să postez cu tot dragul pe internet. Pe ce îți place să-ți cheltui banii? Hmm. Dacă îi cheltui? Sau ești genul strângător? Uh, mi se pare că sunt destul de echilibrat. Adică încerc să pun uh, niște să-mi setez anumite goluri. Adică, prima dată am vrut să-mi iau apartament, am reușit să-mi iau apartament. Acum pot să. Am pot exemplu, să stai mai liniștit. Mai liniștit, pot să-mi iau, de exemplu, o mașină. Încerc. După, probabil, va fi iarăși în perioada de strâns pentru ceva ce să-mi aducă bani, a, deci ești către genul ăsta de investiții și da, să Da, pentru construiești... că viața de sportiv e scurtă, adică până la 35 de ani tu cumva trebuie să-ți pregătești următoarea etapă a vieții. Și tu te-ai gândit ce vrei să faci după? Uh, sun... Ai un plan? Uh, nu am un plan exact stabilit încă, dar uh, îl crez, ușor, ușor, știi? Ai uh, persoane care te ajută în sensul ăsta? Da, 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 da. Bine... Uh... În principal sunt părinții mei, după aia, după aia fratele meu, care până la urmă sunt familia, iar după, na, de la și psiholog, drum, la prieteni, la cunoștințe pe care le-am format aici în, în București, ce am cunoscut oameni... Ți-ai uh, făcut prieteni, nu? Exact, exact, exact. Da, ți s-a întâmplat să ți se schimbe părerea despre anumite lucruri sau să-ți placă alte lucruri cu timpul? da. De Sau... la an, la an, noi oricum ne schimbăm ca și persoane. Deci ai fost într-o continuă schimbare. Exact, exact. exact da, la. eu cred că terapia te-a te ajutat mult, să te... Mult, mult. Și să te eu am fost la terapie într-un moment în care viața mea era super ok, adică nu aveam nicio wow. nicio durere, nimic. Erau la Sibiu, bine, mersi, campionatul mergea bine, știi? Dar era tot timpul ce ideea -a de, să... de, de a mă cunoaște mai bine, Dar știi? ce te am împins să te duci... Chiar și așa, bă, uh, totul mergând bine, ceea ce nu prea vezi. Mama mi-a spus să mă duc la un psiholog sportiv în prima fază. Chiar? Na, mai te mai accidentezi, mai greu Ajunge cu recuperarea, Exact, mai greu cu recuperarea, cu încrederea în sine și așa mai departe. Și am zis, bine, bine, o să mă duc o să mă duc. Că de obicei uh, ne ducem când ni se întâmplă ceva în exact, exact, dar nu, chiar eram într-un într moment foarte ok în viața mea. Și tot a zis că mă duc, iar la un moment dat uh, o prietenă de-a mea se tot ducea la psiholog și a zis, mă, dăm și mie numărul ei să văd. Și, și mi-a zis, sigur o să-ți placă, că da, e Dar ai super văzut okay. ceva la prietena ta schimbat în ea? Nu, de nu, -a, nu, de -a nu, făcut... nu, nu, -a nu pur și era, simplu și simplu, că... era pur și simplu o amică care mergea și ne înțelegeam bine. Și... zis, mă, nu vrei să mergi și tu? Și a zis, Bă, dăm numărul să văd cum e și m-am înțeles senzațional cu. cu da, e mare respectivă. lucru. Nu auzi. Și de 2 de ani cred că deja mă duc constant, 2 sau 3 ani. Foarte, foarte tare. Cu pauze, între de 2, 3, 4 săptămâni, după aia iarăși. Când am se mai. Exact, adică cum când și cum simt. Dar uite, asta vreau să te întreb. Știu că atunci când ai fost la Sibiu, Uh, ai avut parte de o accidentare destul de, de grea, de serioasă și vreau să te întreb cum ai trecut psihic peste perioada aia? Pentru că știu că în momentul în care te accidentezi, perioada de după e mai grea, în care trebuie să revii. A fost un pic greu pentru că eram într-o într ascensiune, adică jucam FIBA Cup, am rupt în, în turneu, pic... turneul ăla respectiv, jucam cu Oradea în Turcia, în feedback și în primele 8 minute de joc, eu deja aveam 12 puncte când s-a întâmplat să fac ruptura musculară. Iar după a fost o perioadă mai nasoală pentru că a fost asta, mi-am revenit, mi-a sărit un pic umărul. Un pic doar. Da, un pic, nu nu foarte tare, dar tot așa să mă rescoată din, din circuit. După aia am făcut COVID și a fost. Deci, practic, a fost o perioadă în fost care luni tot ai avut parte bam, de piedici. bam. bam. Na. Și după, ușor, ușor, în timp, cu multă grijă, mi-am revenit și am revenit pe linia de, de plutire. Ăla a fost momentul, practic, sau înainte sau după asta, nu știu exact să-mi spui tu, când ai primit premiul de Best Under 23. Aia a fost după. După. După, un an după. Deci, mă rog, următorul sezon. Mai mult decât atât. Ai avut parte de toate piedicile astea de accidentări, de momente grele. Îți revii și câștigi. ți se acordă premiul ăsta de cel mai bun român, Under 23. Ce a însemnat asta pentru tine? Mm, de seama, am fost mândru de mine și de tot ce am realizat până atunci. Dar a fost și o muncă colectivă, adică a fost. a fost Dan Fleșeriu, care, după el a plecat de la echipă, a venit spaniolul. Și anul ăla a fost un an plin de muncă, adică tot focusul meu a fost uh, strict pe basket. Da, psihic, cum ți-a fost să revii în formă, să te ridici la, la nivelul... Am avut noroc în ghilimele, accidentarea să fie fix pe final de sezon, mă rog, și avut prin timp martie a fost. Ce te refaci. Sezonul respectiv a fost cam eșuat uh -huh. În momentul respectiv am și pierdut Cred că semifinala Cu Pitești atunci Iar după am avut o vară întreagă În care am putut să Să lucrez Și să, -ți revii... și să, și să revin Ți-ai da. revenit 100% după, după da, accidentarea da, 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 Deci da, n-ai da, mai da. avut probleme Am avut cred că în o lună în care am jucat cu protecție pe picior Iar după aia Ușor-ușor am trecut la Normalitate uh -huh. Spuneai mai devreme că a fost un joc colectiv, un ajutor din partea colegilor. Cât de important e pentru tine să ai lider în echipă? Și cum arată pentru tine un lider? Cred că sunt mai multe tipuri de lider. Este lider un teren care când e groasă, ia el mingea și rezolvă problema. Erai genul ăsta de lider la Sibiu? Am avut momente în care, cum să zic, am fost motorul. Ce ai simțit? Așa ai plecat și... după meci simțind că, băi, uite, am fost în stare să fac asta? Mă bucuram foarte mult de, de victorie uh -huh. în sine. Nu, poate mi-am și asumat în anumite momente. Uh, dar eram, să fericit că am reușit să batem oponentul. Să, și să Exact, exact. Și Ci... Cum crezi că, ok, deci există lideri pe teren? A, așa, și, și există lideri în vestiar, care el trebuie să fie omul cu spiciurile, să-i adune pe oameni în vestiar și să le explice, bă, acum e momentul să facem asta. Un fel de capitan, de fapt. Uh -huh. Da, uite, nu știu, să zicem că m nu în toate echipele în care vei juca toți se vor înțelege atât de bine precum ați făcut-o voi la Sibiu. Cum reușește un capitan, un lider să-i strângă pe toți când poate, nu știu, sunt valori în echipa aia, unii joacă mai puțin, unii primesc mai puține minute. Cum reușești să-i închegi pe toți? Ideea e să realizezi, tu fiind jucător profesionist și fiind jobul tău, să realizezi că toți tragem la un țel comun, și indiferent de diferențele din afara terenului, în teren trebuie să ne concentrăm și să fim uh -huh. ca o familie, să spun așa. Ca o familie, dar uite de exemplu dacă tu ești lider într-o echipă și vei fi la o echipă în care vor fi foarte mulți jucători buni, poate unii vor fi mai în vârstă decât tine, dar liderul vestiarului ești tu. Cum, vreu, cum faci tu să-i să strângi pe toți? Și să încerci să... Sincer? Cea mai bună variantă mi se pare să i scoți în oraș pe toți. Să ieșim toți de mai multe ori. Deci practic să creezi niște conexiuni cu oamenii. Da, da, da. La basket oricum vine de la sine pentru că ești 24-7 în da, asta sală. Faci. ești obișnuit. Dar ca să crezi o conexiune mai bună între jucători, mi se pare că trebuie să fie și în afara terenului. Sau măcar cât de cât să fiți... Să-l cunoști ca om, practic. Exact, sau măcar să știi ce principii are. Să-l să înțelegi. Deci, practic, dacă, tot înțelegerea asta a oamenilor. după, poți să-l motivezi și mai ușor în teren. Nu să-i zici numai la, da, haide, bravo, poți mai... poți mai bine, știi? Pe de altă parte, cum reușești tu să, să te remontezi în momentul în care ai un meci prost, sau când pur și simplu nu ți iese. Știi că toți avem zile Suntem de alea când mână. nu îți iese nimic. E ca și cum zici deci că ți-a furat cineva puterile. Încerc să mă deconectez total. De... În timpul meciului. Nu, nu, a, uh, nu, mă gândesc că am terminat meciul, a, okay. a, fost, a fost un dezastru total. total. Sunt supărat seara respectivă și următoarea zi, în special ziua liberă pe care te o, o ai, încerc să mă deconectez de tot, Bineînțeles, trebuie să vezi ce ai făcut bine sau ce puteai să faci. Deci, analize exact, analizezi analizezi exact. da, 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 evoluția. Da. Sau măcar anumite momente uh, și încerc pur și simplu să-mi au gândul de la basket Măcar Dar mă nu te învinovățești sau îți spui că nu mai ești bun sau că nu. nu nimic nu, nu, de nu, genul ăsta. Nu, nu. Și chiar dacă îmi spun asta, cumva mă face să mă duc mai mult la la antrenamente. Că e... Deci tot către tine, practic îți îndrepți atenția către tine, păi, dar într-un mod constructiv. Mi se pare că prima dată trebuie să fim atenți la noi și tot timpul am zis că munca nu trădează. Adică la un moment dat cât, cât, să, cât să dai kicks. Dacă tot muncești în fiecare zi, la un moment dat astrele se alinează și pentru tine. <laughs> da. Cum arată pentru tine un sportiv complet? Hmm... Ți-am dat greu. Da. Trebuie să am grijă să nu pic. la întrebarea asta. n <laughs> uh, Cred că este vorba despre echilibru. Sincer. Adică degeaba ai succes enorm în viața profesională dacă acasă nu ești ok. Sau când ajungi acasă, te duci și... bei 10 beri și ești frustrat și așa mai departe. Sau nu ai cu cine să împarți bucuria respectivă sau... Cred că toți avem nevoie de, cum să zic, o cârge emoțională, știi? să te unii recunoaștem, poate alții păi, nu. da, și fiecare și-o găsește în diferite <laughs> părți, exact. Și cred că e vorba foarte mult de echilibru și să, să conștientizezi că lumea se uită la tine. Și adică te că poți judecă... fi un model sau poți la fel de bine să fii Exact, exact sau... și lumea și judecă foarte ușor. Adică ajung la tine toate lucrurile astea sau ai învățat să le Nu, nu prea. Nu prea. Adică sunt este o mână de oameni pe care sau o Sau contează de la cine vii. Exact, da. exact, exact, exact. e să nu să nu ascult pe toată lumea că sunt oameni care pur și simplu ori sunt frustrați, ori sunt uh... E mai mult despre ei, practic. Exact, exact. Ce... Exact. Și n-are n-are rost, n-ai niciun beneficiu, știi. Deci hai să ne întoarcem un pic. Dăm exemplu, te rog, de dacă știi sau de un sportiv pe care tu îl consider complet din punctul tău de vedere. Sportiv, om Uite, o să dau un exemplu. Uh, nu îmi uh, place neapărat ca și jucător, dar ca și atlet, mi se pare că este cel mai profesionist din ultimii 10-15 ani, LeBron James. N-ai auzit niciun lucru rău, rău despre, despre el. el. Așa e. Omul de, la, de când am venit în NBA a fost super serios, a știut în ce turăle să se bage sau să nu se bage. Sau nu, să nu se bage, n-ai auzit gosip despre el niciodată. Și este efectiv un profesionist, adică îmi spune la, se pare 30 și la 39, da, da, adică și omul încă 10. joacă în NBA la un nivel bun, adică și spun, n-am fost niciodată un fan al lui. Da, da, că așa nu, e, nu poți să nu, nu observi să și să nu, respecti, să nu apreciezi să pentru nu, toate lucrurile astea. Și omul este țiplă, da, adică, gândește-te că bagă un milion sau două milioane pe an în recuperarea lui. Cât de important e recuperarea? Foarte. Și somnul în mod special, cel puțin pentru mine, somnul este literal de lege. Și ce ce alt fel de recuperare faci tu, în afară că că dormi, că ai grijă de uh, de aspectul păi acum ăsta? sunt mai, în România a evoluat România a evoluat mult și pe partea asta, iar acum avem normatecuri, game ready-uri, masaj, cu uz masaje și așa mai departe. Dar este și recuperarea pe care o faci acasă, de la somn, la ce mănânci, la, nu știu, să nu stai până la 4 dimineața să te joci pe calculator, <laughs> să, mai, să mergi la plimbări, să ai o recuperare mai activă, puțin. Da, crezi că în afară de somn pe care îl avem toți la îndemână, să avem grijă ce mâncăm, toate lucrurile astea care au, au apărut acum, crezi că s-ar putea face performanță la fel de mare și fără ele? Sau crezi că sunt pur și simplu must-have? E foarte greu să faci performanță fără bani. E foarte greu. Pentru că tu, având un buget bun ca și club, îți permiți să, să să-ți aduci cei mai buni preparatori, cei mai buni antrenori, cei mai buni kineto, cele mai bune echipamente. Și atunci, automat, tu, ca sportiv, singura ta treabă după este doar să joci basket. Deci, practic, toată lumea are rolul lui, dar sunt lucruri care înainte, poate, sportivii de acum 20 de ani nu le-au avut și au avut altfel de. E, nu, poate se... Cu siguranță se poate. Tu spui și că s-a schimbat greu. sportul exact, exact, sub toate exact. formele. De fapt, aici asta, vreau, asta era întrebarea exact. mea. Și partea fizică, cred că acum, este una dintre cele mai importante cele aspecte din joc. Deci partea fizică, recuperare și mental, Și practic. mental, în primul rând. Dacă ești sănătos mental, de acolo... Adică poți să fii super, super stresat, corpul să... Tu să fii bine pregătit și să dai kicks din cauză că nu ești... Nu okay, ești ok, okay mental. mental. De acolo pleacă totul până la urmă. Ai avut parte uh, la vreo echipă, în afară de terapia pe care o făceai tu, separat, de vreun psiholog sportiv sau de o ceva de genul ăsta? Uh, am avut o singură cadru dată la un lot național, la junior, nu mai țin minte exact, tu 18 sau... Și cum a fost primit așa în cadrul echipei? Uh, a fost ok, oricum toți trebuia să mergem măcar o dată deci la Deci obligat. Am fost obligat, bineînțeles. Mm -hmm. Dar uh, nu am simțit o conexiune atât de bună cu, cu psihologul respectiv. Crezi că era poate din cauza faptului că vârsta ta nu era... Se se prea poate... Erai într un alt moment al vieții tale? Da, nici... Nu înțelegeai? Exact, exact. Nici el nu știu cât de... bine a știu să se... Se facă înțeles? Să se facă înțeles, având în vedere că noi eram încă niște puști. Dar la ce vârstă crezi că ar putea fi introdusă Aria asta, ca să zic așa, în rândul sportivilor, în așa fel încât să se folosească de ea. Și Cât să... mai devreme, zic eu. Și cum crezi că ar trebui să facă în așa fel încât uh, sportivii să, să se ducă cu interes către treaba asta și să nu fie exact cum mi uh, s-a întâmplat vouă, știi? Ideea e că trebuie să înveți de acasă. În primul rând, că okay. dacă mergi la psiholog, nu ești. Nu ești nebun. Nu ești nebun, nu ești autist, nu ești nimic. <gânt> da, Foarte corect. bine, trebuie să. Pentru că toți avem și de la traume din copilărie de care nu suntem conștienți, la probleme mici de zi cu zi. Și cumva, din familie, mi se pare că trebuie să induci chestia asta copilului. Bă, e ok, nu e nicio problemă, e chiar. Te ajută chiar te ajută și nu ai, nu ai nimic de pierdut. Asta, de aici, asta e premiza. Și poate să-ți îmbunătățească, practic, calitățile pe care tu le ai deja. Exact. Sau măcar un coaching. Să ai, să ai parte de un coaching. Eu v-am zis că e exemplu bun de luat. Mă <laughs> Mulțumesc mult, da. <laughs> Lucas, cum arată pentru tine succesul? Uh, bună, bună întrebare. Mă bucur, mersi. Da. <laughs> uh, cred că ideea Succesul ideea Cred că se împarte în mai multe, mai multe ramuri. Adică poți să ai succes pro profesional sau succes în familie, sau hai poți să nu bucăți mai... cum arată pentru tine succesul profesional. Uh, cred că ideea e să fii tu împăcat de toate deciziile pe care le-ai luat până atunci. Adică să nu ai regrete. Deci nu are legătură cu trofee, cu... Nu cred, nu cred. În momentul în care tu nu, nu ai niciun regret, ești un om împlinit. Iar de acolo, dacă ai relații bune în jurul tău cu diversi oameni, cu... de la antrenor, la familie, la prieteni și așa mai departe, cred că de acolo... cum s-ar spune restul cancan Păi, pentru mine, tu arăți ca un om de succes atunci. Mulțumesc frumos! <laughs> Mă consider. Te consider un da, om. Da, dar da, ca fiind presucces. măcar uh, pe drumul spre succes. Cu suișuri, coborușul, Către dar... ce tinzi? Am vorbit despre uh, visul tău oarecum profesional, dar uh, pentru tine așa ca om, care e visul tău, către ce ai vrea să Mai sincer, sper să am în primul rând o familie fericită. Am norocul ca în familia mea să nu fie divorțuri. Să, să ai nu un fie... model de familie. Exact, exact, exact. Și mi se pare că e foarte important uh, treaba asta. Bineînțeles, e important să fii bine financiar pentru că ajută foarte mult la gestionarea situațiilor în familie. Dar crezi că mai e mai o mai. parte mare, cea financiar, este financiară? O parte, cred că e o parte importantă, neapărat mare. Te face bine să mai te ar... simți mai liniștit, mai. Uh... Uh, odată ce ai prea mulți bani, apar alte probleme și alte responsabilități și de la un moment dat... De cred unde că știi? Ai... ai avut așa mulți? Nu, n-am avut niciodată, <laughs> dar am mai am auzit pe alții. Ai mai... <laughs> nu, dar am mai, am mai vrut. <laughs> și cred că de la un moment dat devii atât de stresat încât Trebuie pierzi să, din Trebuie să-ți iei banii, nu? Să nu cumva să-i pierzi. Și să-i pierzi și să știi cum să investești, că degeaba îmi dă cineva acum 5 milioane de euro, că nu știu ce să fac Nu știu ce să faci exact. cu ei, nu? Dar dacă, să zicem, nu știu, ai dispune de bă, foarte mulți bani, cum ți-ar schimba ție viața? S-ar schimba într-un fel viața ta? Nu cred că foarte, foarte mult. ce facem plus? Pentru că basket sau? tot aș face, nu m-aș lăsa de basket. Și dacă... nu e ca și cum ai putea să dai bani să te duci să joci la Real Madrid. Exact, că au tăiau... <laughs> cu căruța bani Doar adică să ne... fii, nu știu, finanțator, să fii și mă tu. Mascotă maxim dacă <laughs> se poate. <laughs> uh, nu cred că mi s-ar schimba foarte mult viața. Cu siguranță banii te schimbă și cine nu recunoaște nu pot să spun aici la podcast, <laughs> dar uh, uh, da, ideea, ideea e că să, nici, să nu uiți de unde ai venit și să Păstrezi cumva principiile tale, ca și om. Deci, practic, tu ești mulțumit de cum arată viața ta și. Da, până acum, da. Și bineînțeles că tot timpul vrem mai mult și așa mai departe, și îmi doresc să ajung în punctul respectiv în care să nu am, cum să zic, să nu am problema banilor. Nu s-am exagerat de mult, da, dar semnță, mă, să am Să fii liniștit, să ai știi? independență exact, exact, practic. Exact. Și dacă, de exemplu, vine copilul meu și îmi spune, bă, vreau să mergem la disney la în vara asta, să nu ajung să-i spun, bă, știi, nu putem da, merge, știi. În momentul în care vei avea copii și vor veni la tine și îți vor cere de toate, că dacă îi dai și aia... Îi vei spune stop în vreun fel sau îi vei da Da, cu absolut. siguranță, cu siguranță. Nu am să-mi copilul în ultimul hal, că nu are nimic de câștigat. Ce lecție de viață la, la învăța? Cea mai importantă lecție de viață? Da, că pe munca nu trădează. <laughs> Tot acolo ajungem, da? Nu? Da, cred că asta e cel mai important și uh, să nu fie îngânfat. Adică nu cred că... N-ajută, nu? Nu. De, de ce? De ce să... De ce să nu înveți? De ce să nu ajuți pe cineva dacă are nevoie, de exemplu? Sau uh, mai este o chestie energia pe care o oferi, aia îți vine și înapoi. Eu pe asta Bumerang. mă bazez, da, eu pe asta mă bazez de foarte multe ori, cred mai mult în energie decât în orice altceva. Deci practic uh, ai o foame de evoluție. Eu așa. Da, aia tot timpul am avut tot timpul am și cred că se trage de la ei mei, sincer. Sau, da, cu... sau de la fratele meu, pe care l-am tot Oricum ar tot fi, timp, da. e un mod sănătos de a-ți... Da, da, da. Dar de de a vedea... nu să nu duce în extrem, că deodată trebuie să te mai oprești și să zici, bă, sunt unul într-un moment bun, sunt recunoscător pentru tot ce am și mulțumesc. Ai momente când îți dai seama că ești foarte obosit și, sau că nu știi să te oprești? Uh, am momente când sunt super obosit, da. Și atunci încerc cumva să, să mă deconectez, pe cât se poate. De la o plimbare, la. Mie îmi place foarte mult să am acel mit Nu mai duc singur la o cafea, să mă duc singur. Deci să îți mă place nicio... să stai singur. Da, 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 da. da Și Irina ce zice? E ok. Chiar cu mă stai? înțelege. Chiar e bine. Înțelege, da. Dacă nu sunt, adică mai ales un cuplu care e la început, vrea tot timpul să stea împreună, să facă toate lucrurile împreună. Mi-am -am și explicat treaba asta de la început și a înțeles super bine situația și mă ajută foarte mult că și, este, și ea este sportivă și înțelege. Tot, ce înseamnă partea de sport. Pentru că în trecut am mai avut probleme în care nu, nu, nu mă înțelegeau persoanele respective că de ce trebuie să dorm la amiază, de ce trebuie să. Ce cum de ce face? nu mă pot duce în club sau așa mai departe. Acceptai să, bă, să dai explicații sau pur și simplu tăiai. Încercam să explic, și dacă, și dacă, dacă nu aveam mergea? cu cine, mulțumim frumos. Adică pentru mine tot timpul basketul a fost pe primul loc. Și va fi în continuare, pentru că asta vreau să fac și și asta a fost visul meu de mic, nu să mă opresc din asta. Care e cea mai frumoasă lecție de viață pe care ai, ai învățat-o până acum sau ai trăit-o? Că totul o să fie bine în cele din urmă. Băi, dar cât po pozitivism, n-am păi văzut de așa ceva. De ce, ce să ceva? fii negativ? Nu, dar nu e te foarte ajută tare. Nu nimic. Adică, da, se întâmplă mizerii, se întâmplă lucruri nasoale. Dar ideea e tot timpul să privești partea plină a paharului. Ideea e, da, bineînțeles, trebuie să fii și critic cu tine în anumite momente, dar cred că trebuie să ai un mindset pozitiv. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Și să apreciezi fiecare mic moment. Da, și eu cred că cu cât apreciezi mai mult cu atâta îți vor veni mai multe situații de genul exact. ăsta către și tine. Trei și mai fericită și așa avem o singură viață. De ce să o strici? Ține <laughs> și nouă ceva așa niște. Uh, <laughs> momente amuzante, așa de prin cantonamente, pe care ți-le aduce aminte pe care ai putea să le împărtășești cu noi că, că te-ai lăudat așa cu vrăjeala asta ta. Deci cele mai amuzante cred că au fost la Baia Mare când eram pe la 15-16 ani și era era de un Caterinca era non-stop și cel mai amuzant de exemplu aveam acest coleg de echipă care e și un prieten foarte bun de-a meu îl cheamă Tudor Tudor este un om foarte inteligent și tot timpul a fost cel mai inteligent de la, din grupul nostru dar este cea mai stânga ce persoană pe care Adică, dacă eram în deplasare, se rupea ușa, era tu. Doar dacă se rupea patul, sigur, a avut și el uh, o. Deci, Universul îi cu... juca feste da, rău de toți. Da, da, da. da. <laughs> și aveam, aveam un cantonament lângă Baia Mare. Și nu știu din ce cauză, cred că din, uh, erau bunicii din Germania la noi acasă și am vrut să mai stau cu ei până să mă duc în cantonament. Iar eu stăteam uh, în cameră cu el și cu alți doi prieteni foarte buni de ai mei și auzit că a venit, s-a bucurat, a sărit în pat, bum, s-a rupat-o. Dar nu știa dinainte deja, acum gata, că toate se întâmplă numai Dar și lui? Și acum când ne vedem și, nu știu, de exemplu are un pahar de vin, vrea să se întindă după ceva, dă jos paharul de vin. Adică este de pericol public. Dar l-ați mai dus pe la biserică, nu știu, ați încercat ceva. Nu mai, n-am nicio șansă. Nicio șansă, e irecuperabil, nu? Ce tare că încă ți-ai păstrat prietenii de atunci. Da, am o mână de prieteni, am 4-5 prieteni cu care țin legătura, și de, de la 12 ani, 10 ani. Prietenul cel mai bun, ne-am cunoscut prin basket și suntem prieteni încă de atunci. Și Vorbim ca niște fete, stăm, ne sunăm. De unde am? și tu, Lucas, cum stau fetele? Nu vreau să dau din casă. <laughs> Mai am norocul să fiu chemat la cafele cu, la cafele cu, cu grupurile de, de fete, și atunci mai auci o în alta. Faci parte din surori. Da, 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 da. Și alte. Te-ai făcut vreodată de râs, nu știu, ai făcut. M-am făcut odată de râs rău de tot, și cred că a fost unul dintre cei mai rușinoase momente din viața mea. A fost primul an la Sibiu și trebuia să plecăm în cantonament aveam 19 ani, am întârziat 40 de minute la plecare. Doar? A venit, a venit președintele după mine, în casă. Dormeai? Da, dus. Ai avut să o seară, o noapte grea înainte? Ce poate spune cu toată echipa și n-am auzit, n-am auzit telefonul și... Ai primit ceva amendă? Mai atunci am fost foarte panicat cu să tai din, din, îți dai seama, din salar, că o să mă dea afară din echipă, numai filme din astea am avut. Și când colo? A trebuit să dau un rând de donați la toată echipa. A, am zis, ai super Vă, up, mulțumesc <laughs> mult! <laughs> da. Da, ăla a fost, cred că, cel mai rușinos moment. s au întâmplat, cred că la toți. Teribil a fost. Teribil. Da, te simți într-un anume fel. Mai ales că eram și mică. Vine Probabil dacă aveam 28 de ani, nu mă mai interesa așa Cred că tare. și acum te, nu ți-ar pica da, bine. Da, atunci a fost... <laughs> Se vede pe fața da, ta da, încă da, da, îl da, simți. Da da. Da, 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 Ai ritualuri înainte de meci? Uh, da. Ești superstițios? Uh, nu, poate un pic. Poate puțin, Ce ritualuri dar... ai așa? Uh, cumva încerc să urmez aceeași uh, rețetă, să zic. Uh, antrenamentul de dimineață, masă, somn obligatoriu, după mă trezesc, mă spăl, pun muzică, mă duc la cafea. Deci nu sărim peste cafea? Niciodată. Am înțeles. Cred Orice. că de la 18-19 ani nu mai am uh, meci fără Cafeabă. Fără cafea. Da, mă, și trezește, îmi place să stau un pic eu, eu cu mine, ascult muzică, mai uh, uit și peste adversar să văd exact la ce ar trebui să fiu mai atent, știi, așa, un, un moment al meu. Îți place să citești? Uh, mai nou, mai recent, am început să-mi dezvolt uh, această, să zic, pasiune. Și ce fel de cărți îți place să citești? Uh, Până, până nu de mult am citit doar de dezvoltare personală, acum am citit și prima mea carte, Fictionary, ceva de la Gata Cristi, mi-a plăcut. Deci mi ți-a plăcut, Da, mi-a recomandat-o Irina și am zis să încerc. Deci ești deschis către noi. Da, dar în, în principal cărți de dezvoltare personală, M îmi place foarte mult să uit la documentare, podcasturi și așa mai departe. Ce nu știe lumea despre tine? Nu <laughs> <laughs> reacția asta. Ce nu știe lumea despre mine? Hai să vedem. Mm. Ce talente ascunse ai? Ce... Sunt un bun ascultător. Ai bine, să ne dai numărul de telefon să oricând, te, când, să te sună. Oricând, <laughs> oricând. M-am gândit să mă fac și psiholog după, după ce termin cu basket. Eu de ce nu? Da. A, uite un lucru <laughs> Poate despre care nu știe lumea este că îmi place istoria mult. Oh, wow! Ai da. fost bun la istorie? Am fost... Rețineai ani. Pasionat. Da? Pasionat, da. De istoria noastră sau A, în general așa? Secolul 20 în mod special. Primul, al doilea război mondial mi-au plăcut, mi plăcut foarte mult și încă îmi place. Te uiți la filme? Da, despre da, 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 da documentare tot, tot. Îți place să gătești? Da, dar nu prea am timp. Sau nu prea îmi vine când sunt super obosit, dar uh, am primit recenzii foarte bune. Da? Da. Ce ai făcut bun? Uh, paste. Am făcut niște paste chiar bune, de la paste cu creveți, cu ton. Uh, și m-am întrecut pe mine însumi cu niște cookies Cookies, mi-aduc cu... aminte Ai zis de ele, dar n-ai venit niciodată cu ele N-am mai făcut de atunci păi ia, <laughs> Ai zis un că pic. poate nu mai mi la fel de bine să mai fac păi hai puțin să vedem și am noi zis, să fim Am zis că perioada asta fac și promit că ți aduc și ție Mulțumesc. A, aduce acolo la cafea, la, cu fetele. Bine, promit. <laughs> la Dacă, dacă mă mai primiți. Bă, Normal. Bă. Păi ești, ești una de-a noastră. Senzațional. Mulțumesc de frumos. Îți <laughs> mai aduce aminte pe ce ți-ai cheltuit primii bani? Câștigați? Da, mi-am luat un laptop. Au, oh, că, că eram... ai câștigat destul de bine. Uh, da, da, un uh, Top și cred că, nu, 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 ăla a fost primul lucru pe care mi l-am luat pentru că îmi plăcea și să mă joc pe calculator, mai aveam nevoie și pentru liceu să-mi fac documente Word și așa ai mai departe. Ai fost un elev uh, silitor? Nu. Ah. <laughs> nu. Uh, tot timpul am avut note bune, dar nu m-am strofocat cu școala niciodată. Ai copiat? De mai multe ori. Am înțeles. Deci de ai copiat mai devreme, te-ai uitat în... Uh să fii atent la Trebuie să la ai vedere periferică, de, da, exact. nu ești conducător de joc până la capăt. Până la urmă, da. Am înțeles. Dar ți-a plăcut la școală? Uh, cred că sistemul nostru este foarte înapoiat și asta. Și am avut o problemă cu care m-am lovit, în special la Timișoara, nu m-au înțeles profesorii deloc. La Baia Mare toată lumea am fost la un liceu foarte bun, știa, știau profesorii ce fac, se mândreau cu mine și când am ajuns la Timișoara... S-a încheiat. Nu-i nu interesa și ca idee... Uh, m-au, uh, am fost la un liceu de top din Timișoara, nu are rost să dau nume acum și așa mai departe. Mai ales dacă n-au fost înțelegători. Da, nu, de ce să fac reclamă proastă. <gătă> M-au amenințat că mă exmatriculau din cauza absențelor. absențelor, dar erau toate motivate. Dar poate nu te dar... credeau. Știi cum e, că mulți se, avem se de Se astea... poate, se poate. Notele mele erau super ok. Atunci aveai și note bune. Da, pe, acum urmează să spun. M-au dat, m-au amenințat. Atunci am plecat la liceu sportiv. A fost prima dată când am fost la un liceu sportiv. Și am avut o experiență super faină acolo. Au fost oameni chiar, chiar ok. Și după câteva luni, m-au sunat de la liceul respectiv de la care m-au exmatriculat teoretic să vii să-ți ridici bursa de merit. Nu cred așa ceva. Ba da, nu știu că erau 300 de lei sau ceva de genul ăsta și am zis mulțumesc frumos. Nu. cred că i-ai lăsat acolo. Nu m-am mai dus. și îmi făceam și poză. Nu, mai voiam să, i văd. Adică, ca să înțelegi mentalitate. Dar ce-ai schimbat tu? Ce-i introduce în școală? Oai, wow, dar este un întreg subiect pe care, pe care l-am putea dezbate aici. A, în primul rând, că suntem înapoi, tare cu ce facem, ce se studiază. Ar trebui să refacem toată programa școlară. Uite, dăm doar o materie pe care tu ai ai băga în, în, în programa școlară. Una singură. Mm, educația una o bagi financiară. și una oh, super. Și una o scoți. Deci ai putea să scoți. Uh, Religia. O... Ok. N-are nicio treabă cu. cu credința. Cu școala, cu credința. Nu văd de ce ar trebui cele două să meargă mână-mână. În mână. Să înveți istoria religiilor e cu totul altceva și mi se pare chiar un subiect foarte frumos de studiat. Dar religia în sine nu cred că este necesară cu nimic. Adică nu e ceva ce. Da, nu în școală cel puțin. Mi se pare că asta se învață acasă, e ceva super personal, fiecare are dreptul și e foarte sănătos să creadă în anumite... În ce vrea el. Până la urmă în ce vrea el, da. Ce îl face să se simtă... Cât mai safe și cât... Și să-l facă un om mai bun. Dacă pe tine te faci un om mai bun, go for it. Ce tare. Când ai fost ultima oară mândru de tine? <laughs> când am fost ultima oară mândru de mine, când am făcut cookie-urile. <laughs> Totodată înainte cu cookie glumesc. Cu... Glumesc. Uh, Chiar, uite, chiar nu m-am gândit la asta până acum, Când când am fost ultima oară mândru de mine. Dar pot să spun că sunt mândru și acum de mine prin. unde am ajuns, adică unde sunt în momentul de față. Deci îți place și... ascensiunea ta. Da, 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 Și cred că totul în cariera mea a mers pas cu pas. Adică nu am făcut, n-am sărit peste nici un, uh, etapă. Eta peste nicio etapă importantă în viața mea. Deci și... ai bifat oarecum cam tot ce... Da, dar da, uite-te pur și simplu la parcursul meu basketballistic. Am început de la Baia Mare, după aia m-am dus la Timișoara, care era o echipă de mijlocul clasamentului. După aia am mers la Sibiu, care se bătea în top. Acum am venit la voluntari care, în primele trei echipe din, uh, din ligă, adică am crescut ușor, ușor. Cum și te cred simți că... acum la voluntari? Uh, mult mai bine decât uh, m-am simțit când am venit. Mult, mult mai bine. Ce s-a schimbat? Uh, anul ăsta cred că avem și un colectiv mai... Uh mai bun sau cel mai uh, să spunem așa mai sunteți mai tineri? Exact, mai apropează de vârstă și chiar ne înțelegem bine, avem un vestiar super ok. Și cred că asta ne se ajută și ne recrează oarecum uh, un pic povestea de la exact, Sibiu? un pic, da, da, Vezi, da, da. tot acolo tragi. Da. Păi, istoria se repetă cum s Da, deci contează apropierea asta de vârstă. Mult. Crezi că foarte. o să conteze și pe teren? Adică de o parte, faptul că o să vă înțelegeți mai bine, dar poate vă lipsește oarecum și experiența în același timp? Uh, se poate. You win, you win some, you lose some, știi? Dar uh, avem și oameni cu experiență în, în echipă. De exemplu, avem pe Titus care are cred că aproape 20 de ani în liga asta. 15 ani. Și care chiar știe cu ce se mănâncă basketul și așa mai departe și ne ajută foarte mult și ne dă sfaturi. Deci aveți și omul care vă da, 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 vă da, da, da. leagă. Da. Poate nu avem așa mulți jucători cu experiență, dar cred că compensăm cu energia și cu... Și se vede. Chiar cred că se vede. Cred că se vede prin stilul nostru de, de a juca. Să dea, domnul, să vă ia să aveți meci greu acum Altot. sâmbătă? De acum încolo cred că toate meciurile sunt grele. Și, și importante. Totodată. Și data viitoare când te invit la podcast să vii și cu medalie și cu cuchiuri. Așa facem? <laughs> <Merge? Merge, laughs> facem. Merge? Merge. Facem deal. Dar sper să mai fiu chemat, adică pentru păi că a normal, plăcut. a fost... Uite <laughs> fii atent, acum eu uh, îți propun un challenge, așa, să intrăm în prelungiri. Numai să nu mă pui să cânt. Asta <laughs> este... Aici, nu, dar fi acolo, o... acolo mă pierzi. Dar ar fi o idee. Avem, am o rubrică uh, care se numește Overtime. Dar tu ești obișnuit cu prelungirile, n ai presiune. Sunt niște întrebări, așa, care nu mai au. Să ieșim un pic din registrul ăsta serios, și să te scoatem din zona ta de confort. E bine. Ești pregătit? Da, trebuie să dau răspuns imediat sau poți să mă gândesc. Nu, poți să te gândești, A, okay, nu? că okay, okay. nu ești contra cronometru okay. Ești pregătit? Da. Bine. Care sunt trei lucruri de care, de care nu te poți lipsi indiferent de situații în viața de zi cu zi? Uh, liniște. Să parte de liniștea mea, mai ales seara. Deci seara trebuie să fie liniște. Îmi place să fie me time, știi? Uh -huh. Chiar dacă mai am persoane în jur, dar să nu fie stres, să fie așa, o ca o recuperare după okay, antrenamente, după, toată ziua. după exact. Cafea și al treilea lucru de care nu m-aș putea lipsi, sub nici, muzică. Muzică. Deci n-ai zis telefon. Poți fără telefon. Da, cred că aș putea. Foarte dar, tare. M cred că astea Muzica. astea trei sunt, da. Ai filiu? Mai este un singur loc în avionul Care vă duce acasă după două luni de stat Pe o insulă pustie Și sunteți două persoane care vă bateți pe el Cum conviști pilotul să-ți dea ție Ultimul loc rămas Fuuu. Eu sunt pilotul. Tu, tu ești pilotul Eu sunt pilotul Convinge uh. Și nu, nu contează cine este persoana A doua persoană Nu uh. Deci este doar ce pot eu să ofer. Trebuie să te salvezi, practic. Să-ți câștigi locul în avionul... Mm. Po pot face o atmosferă, atmosferă până în, în avion. Te asigur că, că atmosferă... Te iau! Foarte tare! Dacă ai putea adăuga încă o calitate fizică la tine, care ar fi aceea? Și pe o scară de la 1 la 10, cât de atractiv crezi că ești? Uh, cred că mi-ar plăcea să fiu un pic mai înalt. Nu foarte tare, acolo okay. un 5-7 cm mai mult. Okay. Cred că asta ar fi. 7-8. Cam pe acolo, mă. Tu cred ai zis. că. mă... Te situezi. Mă situez, cam pe acolo, da. Foarte tare. Dăm un all-star, primii cinci români versus străini. O echipă ideală, așa. Uh, primii cinci români. Da. Pe care eu. Pe care cred tu? eu. All-time, da. uh, ai spus? Da. Sau care încă nu, mai. Păi, mai... hmm. sincer, m-aș lua pe mine, pe unul. Foarte tare, normal. Sincer? De ce nu? Uh... Că știi ce aduci la, la masă. Exact, exact. Pe pe cinci l-aș lua ori pe Emi... Emi Da, ori pe Stănescu. Pe patru cred că l-aș lua ori pe Burlacu, ori pe Titus. Pe ori, ori. Hai, hotărăște-te, Burlacu sau Titus? le pe Titus. Îl iau pe trei. Joci pe prietenie? <laughs> nu, dar mă gândesc că joacă foarte mult fără minge și ne-ar prinde bine. Ok. Pe trei. Your team. pe trei. Stai să mă gândesc. Aici e bătaie. Mare. Cred că facem echipă tânără, le pe Mișu, pe Măciucă. Ah, ok că este în plină ascensiune. Ok. Deci e să să crească. Așa și pe doi. Stai că nu prea îmi vin doi acum în în, în minte. Mm. Da, nu știu, poți să sugerezi ceva. Da. Te pui tu doi și îți iei al conducător, nu știu, zic. Da, sau așa, da. <laughs> Uh, hai să revenim la întrebarea asta, că nu, nu mă gândesc, nu vine acum, acum și jucători. și de străini. A, vrei cu tot, să revenim după aceea? Uai, străini? Da. Uh, unu, Adamovici, care a jucat la Cluj. Da. Doi, Runca Uscas. Uh, stai că mai este unul bun, mai era și Rasici. Oh, de la Cluj, care a jucat la Cluj. Da. Greu acolo. Greu că... Era, era, era scură de jucători. Foarte da. bun. <laughs> Așa, pe cinci l-aș lua pe, pe Cooper. Pe Chris? Okay. Da. Deci tot pe prietenii, vezi? Aș <laughs> zic și cu cine am jucat eu și care care chiar, chiar mi-a făcut plăcere. E foarte bine. Și pe patru, un patru bun care a jucat în în țara noastră străin. Nu știu acum o să zic. Bine, deci ne întoarcem. Ne întoarcem. Cel mai frumos cadou pe care l-ai făcut vreodată? Asta de la întrebările de Crăciun. <laughs> I-am luat mamei mele o pisică. Hai că nu ne așteptam la asta. Da, își dorea foarte, foarte tare un british. Oh, drăguț! Și, și... El am luat ei. Da. Nice. Ce trebuie să-i spui prietenei tale ca să o împaci după o ceartă? Cum o dregi ca să trimiți meci în prelungiri, ca să zic așa? Păi, dar spunem ce ceartă, că depinde mult. O ceartă, poate nu fi știu. o ceartă serioasă sau serioasă, că... Serioasă, când ai comis-o, practic. Uh. Ți-am zis, păi, cum faci rând, să trimiți me meci rând în prelungiri? trebuie să te asum. Ridici mâna, zici da am fost un fraier prost, cum vrei tu să spui, îmi pare rău. Iar de colo în colo să... Deja ai muiat-o. Trebuie să-i că, într-adevăr... Îți pare îți rău. Îți pare rău că, na, simte și ea funcționează? Oare. de mult, de ce? De eu ce eu? mai multe ori, da. da. Am înțeles. <laughs> Dacă ar fi să alegi un singur coleg de cameră până la sfârșitul carierei tale, pe cine alege? <laughs> Că bănuiesc că ai mai mulți, deci trebuie să da, alegi doar e, unul să, e, Cum faci să nu-i super. E dubios O să-l aleg pe colegul meu de cameră de la lot, îl aleg pe, pe Măciucă Cum ți-ai dorit să fii așteptat în fiecare zi când ajungi acasă? Situația ideală Cu o îmbrățișare mare și dulce Ia auziri. <laughs> Drăguț o personalitate cu care ai vrea să-ți petreci o săptămână într-o vacanță exotică. Hmm. O săptămână stai. Poți să alegi pe oricine. E un exercițiu de imaginație. Da, nu se da, supără da, nimeni da, aici, da? da, da? da, da să fim. Poate să fie femeie, poate să fie bărbat. Hmm poate să fie femeie sau poate să fie bărbat. Interesant, interesant întrebare. Uh, am să aleg cu cineva cu care chiar m-aș putea distra și nici să fiu legat de o singură persoană. Cred că m-aș duce cu hm mai duce cu Dwayne Wade. Sigur ne-am distrat. Că sigur mai vine cu niște... Da, 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 sigur ne-am distrat. Eu m-aș și cu Kevin Hart. Cu nu cred că ai cum mai de capul meu, tu dai seama. Dar cred că ăla devine obositor la un moment dat. Că vorbește în continuu. Păi, dar vezi că dacă te duci cu Dwayne, s-ar putea să... Sunt prieteni. S-ar putea să ți-l aducă. Dacă mai vine și el, nu-i nicio problemă. Dar să stau o săptămână, nu? Cred că... Foarte tare. Fiat în asta e. O, oh, sau mai am unul. Ia zi. Dar nu vreau să se înțeleagă greșit. Nu, n-ai nicio șansă să se Cu snub Nu, dog, m-aș mai duce. <laughs> Dar ce ar fi putut să se înțeleagă greșit? Na, stai liniștit. <laughs> mai îi tragi? Nu, sunt nicio formă. Aoleu. <laughs> Ești pregătit? Da. Fiat. Trebuie să joci finala. Însă, în drum spre sală, te sună vecinii să spună că s-a inundat apartamentul tău, și doar tu poți să oprești apa și să intri. Ce faci? Mă duc la finală. Și ce faci cu apa? Îi Rezolvăm, pe sau... rezolvăm după. Da, nu. Păi cum? în ce fel? Hm? Cum? Că apa aia curge într-una. Trimit pe altcineva. Păi n -ai, nu ai Atunci cum. Atunci pierde. Asta este. De Pierdem apartamentul. Nu să ratezi final? Deci... Și mai mult. Mai, Meciul șapte? <laughs> Niciodată. <laughs> Am înțeles. Foarte tare. Bravo. Felicitări ca și câștigată finala. Da, bineînțeles. Genial. Care este ultimul film la care ai plâns? Nu am unul. Nu? N-am, am plâns la niciunul. Da când e ultima oară când ai plâns? Hm. E, nu știu să zic. N-am, am plâns de mult. Da? Da. Bine. Dacă ai putea fi un personaj dintr-un film, care ar fi acela? Hm. Personaj din film? Da. <laughs> Mm. Mi-a plăcut foarte mult Paul Walker din, oh, uh, din Fast and Furious. Mi-a plăcut foarte mult de el. Prezi să fi mort. Păi asta de <laughs> mi-ai <împreba> de atunci. <laughs> da, mă glumesc. Da, și Sau Mr. Bean, mi-ar mai plăcea să... Păi cam ești în fiecare zi. Pe cât se poate. <laughs> Auzi? <laughs>

Exact. <laughs> Numai așa o să te stric de acum încolo, da, crede-mă. <laughs> Doar că fără semnul lui celebru. Dacă ți s-ar îndeplini trei dorințe, care ar fi acele? Să fiu sănătos, să am o familie fericită. Și a treia? Hmm, A treia, cred e ceva așa care chiar să să mă bucur. Uh. Hm. Să nu mai am problema banilor niciodată. Pot să declar că m-ai bătut în prelungiri. Ai câștigat. Mulțumesc. <laughs> Ai avut niște răspunsuri foarte tari. Și -ți, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să, să vii astăzi și să împărtășești cu noi. Spuze mă că te Nu, îmi schimb, îmi schimb a treia. Aoleu. Îmi schimb a treia dorință să am, o re, să am uh, relațiile de prietenii pe care le-am acum, să le-am pentru totdeauna. Ok. Mult mai bine dacă da, mă da, pe mine. Da, 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 da. Cred că asta... Deci asta mai bătu rău. Păi că zice ceva din asta. <laughs> ai uitat de ceva? A, n-ai revenit la întrebarea cu... Tu mai ai să-mi spui câte un jucător A, la da, fiecare... Ah, da, da, la ce trebuie să spun? Deci trebuie să zic să zici o un patru, un patru, un patru român și... Nu, 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 un patru străin. Un patru străin și un trei român. Un patru străin? Uai, da. Um, Am să-l aleg pe filmuri. Ok, eu. pentru că am jucat cu el și pentru că nu mi-aduc aminte de foarte mult poziția 4 și din. Și un 3 român. român? Nu, 3 român am zis, 2 român. A 2 român. Uh... Hai să mă pun pe mine pe 2 și îl iau pe pe 1 unu... pe cum îl cheamă? A jucat la assoft Soft. Tony? Da. Tony Alexe? Da, da. Ok. Mai bine așa. echilibrată echipă. Da. Duca, îți mulțumesc din suflet. A Cu fost, o, am. a fost o plăcere. Și pentru mine chiar, chiar m-am simțit bine m -a și m-am distrat. Că n-a fost ceva așa da. serios și să trebuiască să nu știu, să te scoată mult prea mult din zona ta nu, de confort. Nu, mi chiar, chiar mi-a făcut plăcere și m-am simțit extraordinar. Mă bucur. Și pe final așa, aș vrea să-mi spui într-un cuvânt cum a fost pentru tine experiența ta de astăzi de la podcast. Senzațional! Senzațional! <laughs> îți mulțumesc mult de tot, îți urez baftă. Mersi, să mersi reușești mult. tot ce-ți propui, să ți se îndeplinească cele trei dorințe <laughs> și te aștept cu cuchiul. Mulțumesc și succes și ție și tu ai un sezon foarte greu Mulțumesc. în față și sper să ne întâlnim la final de sezon și să fim și să petrecem, uh, să, petrecem să fim mulțumiți Oricum de Oricum ce... ne ajutăm unii pe alții Nu înțelegeți că de... nu avem încotro nu, sc nu scăpăm unii de alții Mersi mult de tot! Cu tot dragul!